Salut lume, eu sunt Nevi și aseară pe 6 august, astăzi e 7 august când filmez acest clip și sper să apară tot pe 7 august, a apărut un trailer pentru sezonul 2 din Titans, iar pentru cei care n-ați văzut Titans sau nu știți ce e Titans, e bine, Titans e un serial live action după seria aceea animată pe Cartoon Network, Teen Titans, de acolo oarecum să zicem că s-au inspirat, bine, s-au inspirat și din comic-ul cu cei mai multe chestii, dar majoritatea îi știm de acolo. Iar pentru cei care n-au văzut Titans din cauza primului trailer și au crezut că e nu cel mai bun serial, poate chiar mai rău decât un serial prost, ei bine, uitați-vă la Titans, uitați-vă la Swamp Thing și uitați-vă și la Doom Patrol pe care l-am început recent, am văzut momentan 4 episoade și îmi place de mor. E foarte bun și DCU în continuare face o treabă foarte bună în ideea în care, ok, la filme, ca să facem acest debate, la filme Marvel e clar mai bun, dar pe partea de animații, probabil și de comic book-uri și de seriale, momentan, pot să zic că DCU e peste. Așa că a apărut un trailer, Titans sezonul 2, din nou verificați astea trei seriale, mai ales Titans, pentru că, na, vorbim de sezonul 2, dar și pe celelalte, pentru că sunt niște producții foarte, foarte bune, extraordinar de bune, neașteptat de bune. Mai ales din partea celor de DC. Nu cred că se aștepta nimeni, dar mă rog, hai să trecem peste, să ne uităm la trailer și să-l comentăm după. Nu l-am văzut, a apărut aseară, doar am văzut poza de thumbnail cu cineva care e ori Deathstroke, ori Deadshot, nu m-am mai uitat, gen. Dar vom afla acum cine este probabil. Deci, 3, 2, 1 și... Okay. We're being hunted by sociopaths. We are a group of people who share a common enemy. Which makes us what? Pare a fi un recap din sezoanele trecute. Din sezonul trecut. Jason? What are you doing here? It's Batman. Red Hood? Jason Todd? Something inside of him just snapped. Da, pare a fi un recap. Momentan. Oare lor a dat pe Bruce Wayne acum? Pe Jorah Mormont? Asta e vocea lui? Asta nu e vocea lui. Ah, e Trigon. Da, deci momentan e un recap, nu e nimic nou. Damn, interesant. You made the news. Your old Titans friend. Oh. New ones too. Titans are back, bitches! There are no sidekicks in Titans. Ok, o avem și pe Wonder Girl. This is the new Ce? Stai, stai, stai. Nu cred. So what are we? Titans 2.0? Titans Next Generation? Sau Young Justice live action? Băi, cumva e Aqualad în filmul ăsta? Cine este? Trebuia să se ajungă și la chestia asta. Băi, sunt mega, mega entuziasmat. Hai să o luăm cu început. În primul rând o să mă uit puțin în descriere, ce scrie pe aici. Ok, deci actorul din Game of Thrones, mamă, serios, au pus în descriere că e actorul din Game of Thrones care joacă pe Bruce Wayne, ok. Avem și pe Deathstroke, Superboy, așa am scăpat nume. Pentru cei care ați văzut animația Young Justice, mi-a cam inspirat a Young Justice ce văd în Titans în sezonul 2. Aqualad, da, a văzut ceva și mi se părea că, ok, nu poate fi Aquaman, probabil Aqualad. Care e tot așa un personaj din desene, știu eu, probabil, și din comic book-uri. Și Jericho, nu știu cine e Jericho, sincer. Dar odată am văzut acel simbol pe care l-am văzut și în animația Teen Titans pe care are Raven și are legătură cu Tychos sau cu Trigon, ceea ce e tare, deci o să meargă pe plotul ăsta, doar că îl introduc și pe Deathstroke, deci o să fie practic doi villain principal, pentru cei care nu știți, Slade Wilson, aka Deathstroke, e cam villainul principal al acestor Titans, să zicem așa, și sunt foarte entuziasmat că l-au introdus acum, pare să arate mai bine.
Pare să arate mai bine, pare să fie și mai violent decât sezonul 1 și mă aștept la niște scene de acțiune foarte interesante. Și fai că îl primim pe Bruce Wayne. Momentan l-am văzut pe Bruce Wayne și nu pe Batman, iarăși ce e destul de interesant. Sper să-l vedem și pe Batman și să nu fie doar un cameo acest Bruce Wayne. Pentru că să iei pe actorul ăsta doar pentru un cameo sau să îl iei ca Bruce Wayne mi se pare destul de stupid. Dar mega entuziasmat pentru Robin și Jason Todd. Sunt foarte curios ce o să se întâmple cu ei. Sunt mega curios pentru că posibilități sunt multe. Imaginați-vă că lavându-l pe Jason Todd în Titans, atât în sezonul 1 cât și în sezonul ăsta aparent și probabil o să existe și un sezon 3 dacă lucrurile merg bine, sunt șanse să ajungem oarecum, sper, să ajungem la Red Hood, să-l vedem în alte produse, să-l vedem în ceva live action pentru cei care ați văzut animația Under the Red Hood. Așa că nu îmi rămâne decât să vă recomand să vă uitați la primul sezon din Titans, tot mai bine terminați sezonul 1 și după vă uitați la sezonul 2. Și bineînțeles după și la Swamp Thing și Doom Patrol dacă n-ați făcut-o deja. Așa că, până data viitoare, eu am fost Navy și ne revedem când ne-o revedea. Pa! Pa! Bine ai venit în tărâmul nimănui, unde toți își fac iluzii după ce își pun pofta în cui. Ăștia sunt ținte cum se nimere scoare, trăiești cu ardoare, vrei să bată la soare. Ei, totul de-a gata, tu ești miezul tuturor. Oacere, ești prea bătrân, tu ești nemuritor.